azi, cât de ciudat mi se pare faptul că sunt doar în tricou afară. Și, în al doilea rând, sper că ați avut un Paște frumos și fericit alături de cei dragi, alături de familie, prieteni, whatever. Ați ghicit, fac un vlog nou și, în caz că mi-ați citit vlogul, știți că m-am hotărât ca în fiecare lună, în data de 13, să fac ceva nou sau ceva special sau oricum ceva inedit ce n-am mai făcut. Așa că astăzi, în timp ce vorbeam cu draga mea prietenă Lupino, ne-am decis să ne întâlnim, să ne urcăm într-un autobuz oarecare și să vedem unde ne duce. Foarte exciting, nu-i așa? Da, și am zis de ce să nu facem asta, așa că acum mă duc să mă întâlnesc cu ea. Aici, pentru că Marco este la o dubioasă care merge pe placă și vorbește cu o cameră. Opa, da, din câte vedeți. Așa că hai să vedem ce este. Ok. Enjoy. Wow, încolo mergem? Da. Ok, autobusul... E doar 3.85! E doar unul aici, n-avem de ales. Amoi, ce vrei să... Cred că și bine. Păi știi unde merge? Nu! Ok! O, doamne, a și venit! E și bun! People around gotta find something to say now. They call me help, they call me Stacey, they call me her, they call me Jane. That's not my name, that's not my name, that's not my name, that's not my name. They call me Quite but I'm a diet. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name, that's not my name, that's not my name, that's not my name. I'm Mr. Catch if they throw me the ball. I'm the last chip standing up against the wall. Keep up falling these hills that keep me boring. Getting clamped up and sitting on the fence now. So alone all the time and I lock myself away. Listen to me, I'm not. Though I'm dressed up, out and all with everything considered, they forget my name. They call me help. Stop!
Deci asta este Arena Națională și nu știu cum am ajuns aici. Aparent, această vizită aici s-a transformat într-un photoshooting pentru că ne-am făcut o grămadă de poze. Este super bine să încercați chestii noi, chestii diferite. Apară din zona voastră de confort, pentru că e important să ieșiți din zona voastră de confort și să vă distrați puțin, știți? Adică noi asta am făcut astăzi și sperăm că v-am făcut și pe voi să faceți ceva mai diferit. Să vă luați prietenii într-o călătorie și să vedeți unde ajungeți sau să plăniți voi ceva și să faceți împreună și să vă distrați. Acum trebuie să găsim calea de întoarcere. În sfârșit sunt în drum spre casă și sper că v-a plăcut videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut să ne vedeți pe mine și pe Lupino încercând să ajungem undeva, nicăieri. În sfârșit știu drumul spre casă și recunosc împrejurimile. Încep să regret faptul că mi-am luat doar un tricou pe mine, dar în curând voi ajunge acasă, ceea ce este de bine. Așa că v-am pupat și mulțumesc pentru vizionare. Pa! Am găsit următoarea destinație. Constanța. Oare dacă facem autostopul ajungem? Fii atent, o să întorc, o să întorc. Îți aduc un surfer? Întorc. Te văd. Întorc. Asta e o curbă. Tori! Încearcă și ea să-și facă prieteni. Doar că nu prea are șanse. Deci am ajuns? Eu stau. Unde, Doamne, iartă-mă, sunt și așteptăm.